Bun găsit, dragii mei, la un nou horoscop de această dată aferent lunii aprilie 2023. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale aferente lunii aprilie parcursul. Înainte de a începe, vă invit să vă abonați canalului meu, în cazul în care nu ați făcut acest lucru deja, și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie, dar și pe adresa de e-mail contact@terapieprinastrologie.ro. Vă invit la secțiunea magazin a site-ului meu pentru a afla ce servicii astrologice v-am pus la dispoziție. Dragilor, haideți să vedem ce ne așteaptă în aprilie. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Leu! Bun venit la un nou video de această dată aferent lunii aprilie. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, ca să aflați cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii aprilie parcursul. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare în acest semn zodiacal. Dragilor, așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul lunii. Pentru voi, începutul de lună este unul foarte interesant. Asta pentru că de data aceasta sunteți și voi și nativii zodiei Fecioară influențați direct și la începutul și la mijlocul și la finalul lunii aprilie de către lună, care vă va tranzita semnul zodiacal. Așadar, toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu, veți fi influențați direct de energia lunii și la începutul și la finalul lunii aprilie. Bun. Așa cum bine știți, sunteți tranzitați de către luna neagră Lilith. Aceasta va sta în semnul vostru zodiacal până la începutul lunii octombrie. Am să vă las aici linkul, de fapt aici, am să vă las linkul cu videoul despre acest tranzit în cazul în care nu l-ați urmărit, astfel încât să știți cum vă influențează în mod direct acesta. Așadar, luna se întâlnește cu partea întunecată, cu luna neagră Lilith, în sfera sistemului vostru de valori, în segmentul ce are legătură cu abilitățile voastre native, prin intermediul cărora vă procurați, să spun așa, resurse materiale. Ei bine, luna neagră Lilith poate aduce în prim plan ideea de egoism, de egocentrism, de extremism, de dorință de a domina, de a manipula, de a obține putere cu orice preț. Însă, cu tranzitul lunii la începutul lui aprilie prin semnul vostru zodiacal, luna, care formează un aspect armonios cu soarele din berbec la începutul lunii, practic vă ajută să intrați în contact profund cu tot ce înseamnă latura voastră artistică, latura voastră sensibilă, cu tot ce înseamnă partea umană a personalității voastre. Este un moment bun în care să încercați să aduceți în prim plan poate talente ascunse sau abilități creative de care dispuneți și pe care poate nu le-ați mai folosit în ultima vreme. Ați fi surprinși pentru că toate acestea, conduse de mentalul ce este setat în zodia berbec, în sfera ascensiunii socioprofesionale, pot crea un mix foarte, foarte benefic pentru a progresa din punct de vedere profesional. Așadar, încercați să nu vă lăsați conduși de
invidie, gelozie, de posesivitate, de intenții ascunse și negative, urmați-vă sentimentele reale, nu resentimentele, nu frustrările. Încercați să vă urmați partea sinceră, onestă și loială din interiorul vostru și uniți această parte cu mentalul, astfel încât să formați ceva sănătos, ceva frumos și să puteți ținti cât mai sus în direcția, în direcția voastră de dezvoltare. Luna neagră din semnul vostru este un pic, să zic, influențată ostil de către Venus din Taur. Asta înseamnă că puteți face abuz de sexualitatea voastră, de senzualitatea voastră, puteți exagera cu aceste chestiuni, puteți încerca să flirtați la locul de muncă, puteți încerca să... este posibil să încercați să progresați la locul de muncă prin intermediul carismei voastre, adică veți face apel cumva la aceste tertipuri care, atenție, pentru că dacă nu le controlați și nu le folosiți cu măsură, ele vă pot pune într-o lumină proastă și vă pot strica reputația, vă pot aduce probleme, vă pot aduce diferite repercursiuni în sfera aceasta profesională și nu numai, chiar în rândul grupurilor din care faceți parte sau în rândul echipei din care faceți parte, a colegilor cu care colaborați. Dacă sunteți la conducerea unei echipe, atunci mare grijă să nu flirtați poate cu anumiți subalterni sau să faceți gafe de acest fel, pentru că puteți fi ghidați de către sfera aceasta a impulsului sexual și dacă nu sunteți atenți, o puteți direcționa greșit, iar aceasta să aducă cu sine diferite probleme, ea devenind extrem de vizibilă. Adică dacă până acum ați mai ascuns sub preș astfel de flirturi sau de gesturi care cumva poate aveau o anumită conotație, bine, acum ele pot ieși la suprafață și vă pot periclita imaginea și practic toată munca pe care ați depus-o până în prezent. Iar astfel seriozitatea voastră va fi pusă la îndoială. Așadar, mare atenție, nu vă lăsați copleșiți de emoțiile puternice care vă vor influența la începutul lunii, mai ales că la începutul lunii aprilie, în momentul în care luna vă va tranzita semnul zodiacal, ea se apropie de apogeu, de faza de lună plină, ceea ce înseamnă că vorbim despre o încărcătură foarte apăsătoare din punct de vedere emoțional. Și atunci se poate crea această disensiune pentru că, așa cum am zis, luna va intra în relație de conjuncție cu luna neagră din semnul vostru zodiacal, iar acest lucru poate degenera. Mare, 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 mare atenție să nu vă folosiți abilitățile voastre într-o direcție cu conotație greșită. Da? Bun, mijlocul lunii. Mijlocul lunii pentru voi este puțin mai liniștit, mai ales că la mijlocul lunii, mai exact pe data de 15 aprilie, va avea loc și Paștele. Vă veți bucura de acest eveniment cumva liniștiți, bineînțeles, cu luna neagră după voi, că n-aveți ce face. De această dată, ea se va muta la mijlocul lunii în sfera individualității, în sfera caracterului, a temperamentului, a aspectului vostru fizic, a modului în care percepeți ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Așadar, este un moment bun în care să treceți printr-un filtru atent, matur și sănătos modul în care ați ajuns să vă formați până în acest moment. Este important să vedeți ce trăsături ale caracterului vostru vor ieși acum la suprafață ceva mai intens, acele trăsături mai puțin plăcute, acele chestiuni pe care poate ați încercat să le ascundeți de ochii lumii. Mare atenție, pentru că cu acest tranzit în semnul vostru zodiacal, tot ceea ce ați încercat să țineți băgat sub preș va ieși la suprafață. Va fi dezvăluit într-o formă sau alta. Așa că mai bine reflectați la aceste lucruri și vedeți cum puteți
îndrepta aceste lucruri, cum puteți modifica, cum vă puteți cizela în acest sens, cum puteți evolua și cum vă puteți dezvolta mult mai armonios, mai echilibrat și mai înțelept. Fiindcă altfel riscați să vă poziționați în centrul tuturor chestiunilor, iar acest lucru să aducă cu sine această karmă de egoism pe care o aveți de curățat, odată cu transitul lunii negre prin semnul vostru, iar acest lucru, dacă nu îl gestionați cum trebuie, vă va duce către singurătate. Pentru că oamenii din jurul vostru se vor plictisi de dramele voastre, de tendințele înspre victimizare, de poate de episoadele de agresivitate, de gelozie, de posesivitate, de egoism, da? Toate acestea acumulate pot crea contextul perfect prin intermediul căruia să rămâneți singuri, ceea ce nu cred că este de dorit. Așadar, atenție, este un moment bun în care să reflectați asupra acestor chestiuni, mai ales că poate aveți și concediu în perioada respectivă, vacanță, și aveți timpul necesar să reflectați. Finalul de lună, așa cum v-am spus, este și el încărcat emoțional, pentru că luna vă va tranzita din nou semnul zodiacal. De această dată este imediat după faza de lună nouă, adică cu o energie ceva mai ușoară, mai liberă, da? O energie orientată înspre noi începuturi, înspre noi posibilități și oportunități, noi proiecte. Așadar, luna se va întâlni din nou cu luna neagră Lilith în sfera individualității voastre. Așa că puteți resimți anumite emoții, anumite sentimente ce au legătură directă cu felul vostru de a fi, cu anumite reacții pe care le aveți atunci când intrați în contact cu anumite contexte, cu anumite stimuli. Și este bine să fiți atenți la toate aceste lucruri, astfel încât să puteți corija toate chestiunile care nu funcționează optim pentru voi. Este un moment bun în care să vă setați intenții noi înspre mai bine, să încercați să vă setați un plan mai clar și mai amplu de dezvoltare personală, să vedeți ce anume aveți de modificat, inclusiv din punct de vedere emoțional. Cum vă exprimați, cum lucrați cu emoțiile voastre, cât de ușor le exprimați și cât de ușor vă faceți înțeleși față de cei din jurul vostru, cât de sinceri sunteți, cât de loiali sunteți, cât de implicați, sincer și onest sunteți. Deci sunt întrebări pe care este benefic să vi le puneți în perioada de final de lună aprilie. Este un context bun în care să faceți acest lucru și, bineînțeles, să vă setați niște intenții solide, niște intenții mult mai mature pentru dezvoltarea voastră personală, astfel încât ulterior să puteți forma relații mai sănătoase cu cei din jurul vostru, iar pentru cei dintre voi care nu vă aflați în relații amoroase, să puteți funcționa mult mai bine atunci când intrați într-o nouă relație sentimentală, da? Deci, anul acesta este destul de provocator pentru voi cu luna neagră aici, pentru că va scoate la suprafață toate angoasele voastre, toate fobiile, fricile, temerile voastre, toate obsesiile voastre, tot ce înseamnă extremă, da? Și așa mai departe. Așadar, o lună aprilie destul de încărcată emoțional pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu. Vă sfătuiesc să încercați să vă găsiți cât mai multe activități care să vă ajute să vă relaxați și să vă eliberați de furie într-un mod constructiv și într-un mod în care să nu-i afectați pe cei din jurul vostru. Bun, dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei Leu în luna aprilie. Așa cum v-am obișnuit, acum am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol și am să încep cu oracolul viziunilor spirituale. Bun. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje are acest oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu în luna aprilie. Este cardul cu numărul 2
Și avem aici o prezență feminină înconjurată de două egrete și cu o lebădă în vârful capului. Iată. Haideți să vedem încă picică, care este semnificația acestui card. Acest card ne vorbește despre apartenență, acceptare și asimilare. Sentimentul de apartenență și acceptare de către alții necesită afirmare. Recunoașterea și acceptarea de către ceilalți aduce motivație și în același timp o recompensă pentru participarea noastră. Pentru aceasta este posibil să trebuiască să ne demonstrăm, într-o oarecare măsură, loialitatea noastră. Unii își comunică loialitatea și angajamentul prin însemne corporale. Unii dintre voi poate vă tatuați. Alții prin modalități mai tranzitorii, precum un cod de îmbrăcăminte sau modă, iar alții prin comportament sau manierisme. Toate, indiferent de formă, sunt variante ale aceluiași obiectiv, și anume o reiterare că sunt acesta și aparțin acestei categorii, și invers. Sunteți aceasta și noi vă acceptăm. Femeia cu o fată bombastic își modifică aspectul printr-o deghizare pentru a asimila. Masca cu cioc îi modifică înfățișarea, iar postura ei confirmă în plus transformarea sa spirituală. Ea este una cu cei cărora li s-a alăturat. În entuziasmul și dorința noastră de a fi acceptați, trebuie să fim atenți să rămânem autentici cu noi înșine. Ne simțim cu adevărat confortabil cu eul care pretindem că suntem, sau este el deformat, forțat și în cele din urmă fals? Deci vouă v-a picat această carte perfect, pentru că oricum voi sunteți asociați cu teatralitatea, cu drama. Și practic trebuie să vedeți cât din ceea ce sunteți și din ceea ce arătați lumii este autentic și adevărat. Și cât este fals, cât este o mască, cât este partea aceasta de aparență. Este bine să reflectați la acest lucru și să încercați să vă căpătați sinceritatea interioară și să o afișați mai des și celor din jurul vostru, pentru că veți avea cu siguranță mai mult de câștigat decât ați avut până în prezent. Acum, vă extrage un mesaj sau mai multe de la oracolul tărâmurilor misterioase. Bun, a ieșit un card. Care vine de la regina șahului și care ne vorbește despre încredere și strategie. Cardul este cel cu numărul 30. Pentru cei dintre voi care poate aveți legătură cu acest număr. Bun, iar acum am să extrag un mesaj sau mai multe de la oracolul Arhanghelilor, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei leu în luna aprilie. Să amintesc puțin mai greu aceste cărți. Bun, s-au întors două cărți. Avem așa. Cardul cu numărul 29. Revelarea sinelui divin nemuritor. Darul Arhanghelului Joviel. Până acum a fost foarte prezent acest arhanghel și la celelalte videouri. Se pare că el are o misiune importantă pentru noi în luna aprilie. Revelarea frumuseților dumnezeiești este tangentă cu calea iubirii, a adevărului, a trezirii sufletului și a revelării sinelui divin nemuritor. Da? Foarte frumos. Iar cel de-al doilea card cu numărul 55. De la magicianul divin, respectiv darul arhanghelului Ariel. Sunt magicianul divin. Te ajut să trăiești o existență miraculoasă prin transcenderea iluziei. Îți inspiră o stare profundă de recunoștință față de divinitate și față de miracolul creației sale. Iată cât de frumos! Niște mesaje cu adevărat divine pentru voi. Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei leu în luna aprilie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă doresc ca luna aprilie, care bineînțeles vine și cu Paștele, să vă aducă în suflete lumină, liniște, pace și armonie.
De asemenea, vă doresc să aveți parte de toate binecuvântările de care aveți nevoie. Dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Thank you.